Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stângii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Exod 33, versetul 22. Acest verset descrie una din cele mai încântătoare și mai frumoase scene din Biblie. Nu voi spune că e un tip al vreunui lucru, ci voi spune că este o ilustrație extraordinar de frumoasă. Ea nu ne predică atât de mult pe cât ne cântă. Iar ceea ce cântă este cântecul vieții ascunse. Este viața ascunsă a Credinței, cântecul omului Moise, care a găsit un ascunziș în stâncă. Revelația Evangheliei are anumite rezultate clare, specifice. Temelia acestor rezultate este credința în Dumnezeu. Aici mulți se poticnesc. Nu este vorba că nu credem în credință. Și mai degrabă că am luat accentul de pe ea într-o așa măsură încât nu mai este o doctrină validă în mijlocul multor creștini. Unii cred că credința e doar o concluzie trasă din niște lucruri. Orice credință la care ajungem singuri nu este credință biblică. Dacă nu înțelegem că credința biblică e ceva împărtășit de Duhul Sfânt, inimii care crede și e ascultătoare, ea rămâne inoperantă doar pentru că un anumit lucru este afirmat în scripturi, nu înseamnă că este și o realitate în inima mea. Oricine poate înșirui un șir de texte biblice, trăgând apoi concluzia că face parte din viața noastră. Poate face, dar dacă nu există o lucrare a Duhului Sfânt în inima noastră penitentă, adică pocăită, o inimă care se căiește, acele scripturi rămân doar o serie de texte biblice. Credința în revelația Evangheliei pentru om este un dar de la Dumnezeu, abilitatea spirituală de a avea încredere în Hristos prin Duhul Sfânt din omul penitent, iar această credință este refuzată oricărui alt soi de om. Această credință împărtășită intră de îndată într-o împărăție nemuritoare. Omul credinței intră în împărăția lui Dumnezeu și se alătură unui cerc select, cei aleși. Nu este cercul ecumenic despre care auzim atâtea. E mai mult de atât. Sunt aleșii, împărăția lui Dumnezeu. Iar când un om intră în acea împărăție, devine ceea ce eu numesc omul ascuns al lui Dumnezeu. Te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea, a spus Dumnezeu. Permiteți-mi să schițez câteva trăsături ale acestui om al credinței. Prima ar fi aceea că el este un om fermecat de Dumnezeu. Sunt conștient că mulți oameni au dat învățătură greșită despre asta. Acest om fermecat de Dumnezeu locuiește în mijlocul unui miracol și devine, într-un sens real, un adevărat mistic biblic. Omului fermecat de Dumnezeu, nimic din lumea asta nu poate să-i compromită cât de puțin viața. Chiar dacă toate porțile iadului sunt așezate în formație de luptă împotriva lui, el are o seninătate care se ridică deasupra oricăror circumstanțe ostile. Citiți viața sfinților, citiți viața celor care au fost martirizați pentru cauza lui Hristos. Cu toate că au trăit în împrejurări atât de ostile încât au plătit cu viața, ei au trăit în mijlocul unui miracol pe care nimic din exterior nu l-ar fi putut atinge. Oriunde s-ar afla un creștin și oricare ar fi circumstanțele, nimic nu îl poate atinge. În Vechiul Testament, Iov a fost un om fermecat de Dumnezeu. Când satan a vrut să se atingă de el, i s-a plâns lui Dumnezeu, nu l-ai împrejmuit tu pe el, casa lui și tot ceea ce are cu ocrotirea ta? Tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și averile lui i s-au înmulțit în țară. Iov 1, versetul 10 Acest om fermecat de Dumnezeu vede miracolul acolo unde toți ceilalți nu văd niciun miracol. El vede ciocnirea legilor naturii, materiei și formei. Adevăratul copil al lui Dumnezeu vede miracolul. Nu este un semn de senilitate sau că mintea i-a luat o razna când insistă că îl vede pe Dumnezeu într-un grăunte de nisip și că aude vocea lui Dumnezeu în șoapta vântului sau în răgetul furtunii. Țineți minte că despre Isus s-a spus că nu i-a venit ceasul. Nu i-au putut face vreun rău cât au umblat printre ei, deoarece nu îi sosise ceasul. Era un om fermecat de Dumnezeu. Vechiul Testament este plin de astfel de exemple de viață fermecată de Dumnezeu. Numiți orice profet și veți vedea că a trăit o viață fermecată de Dumnezeu. Ilie este un exemplu. Chiar când regele credea că l-a înconjurat, el a dispărut. Regele a putut ajunge la Ilie numai când a vrut Dumnezeu să ajungă. Și lucrul binecuvântat în toate acestea este că și Ilie știa asta. El a trăit o viață fermecată de Dumnezeu în mijlocul ostilităților. Nu conta dacă era față în față cu furia regelui sau stătea lângă un pârâu care tocmai se case. Ilie nu se temea de niciun rău, că știa că Dumnezeu este cu el. Și David, înainte să urce pe tron, el a fost vânat ca un animal de regele Saul. Ceea ce nu a înțeles Saul a fost că David, trăia o viață fermecată de Dumnezeu. Indiferent cât de mult s-a apropiat Saul de David ca să-l prindă, nu l-a putut atinge niciodată. Întâmplările din viața lui David din perioada aceea sunt uluitoare când le citești. Indiferent unde a fost, câtă vreme era acolo unde îl voia Dumnezeu, nimeni nu s-a putut atinge de el. El a fost cel care a scris, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Psalmul 23, versetul 4 Daniel a fost un alt exemplu de om fermecat de Dumnezeu. Nici când întreaga curte a fost împotriva lui, el nu s-a temut și nu și-a compromis umblarea cu Dumnezeu. Când a venit judecata și a fost condamnat să fie aruncat în groapa cu lei, el a înțeles că între el și toți acei lei fioroși stătea Dumnezeul pe care îl slujea. Pus față în față cu lei, Daniel avea inima liniștită, fiindcă înțelegea ce înseamnă să trăiești o viață fermecată de Dumnezeu. Am și numeroase exemple din istoria bisericii care ar putea fi date ca dovadă a vieții fermecate de Dumnezeu. Dacă un om îl ascultă pe Dumnezeu, el nu poate muri până când nu își termină lucrarea. Este un om fermecat de Dumnezeu. Dacă omul acela părăsește calea și se duce intenționat între lupi atunci nu am nicio speranță că va împlini vreodată voia lui Dumnezeu. Dar dacă este ascultător și merge unde îl trimite Dumnezeu, este în siguranță până va fi gata să moară. Și cine mai vrea să trăiască măcar cinci minute după ce Domnul îi spune, vino aici sus. Acest om al credinței nu este doar un om fermecat de Dumnezeu, cu o viață fermecată, ci și un om apărat de Dumnezeu. Eu primesc mult ajutor de la Moise. Când avea probleme cu Israelul sau când cineva era pe urmele lui, se spune într-un limbaj solemn, și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Exod 33, versetul 9 Moise stătea în picioare în spate, iar bărbații și femeile cu gânduri ucigașe care îl înconjurau se retrăgeau. Când pădurarul făcea un foc enorm care trosnea, le puteai vedea ochii strălucind în întuneric, dar nimeni nu îndrăznea să treacă de cercul de lumină. Scripturile sunt pline de astfel de încurajări. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Isaia 54, versetul 7. Dacă este vreo limbă care se ridică împotriva ta, spune ea adevărul despre tine. Domnul nu va condamna acea limbă, dar dacă nu spune adevărul, Domnul o va osândi. El spune, eu voi merge înaintea ta. Unul din cei mai mari predicatori pe care i-am auzit a fost din Carolina de Nord, pe nume Compton. Dacă experiențele acestui om ar fi scrise în limbajul molcom și impunător al versiunii King James, ar putea fi foarte bine confundate cu un capitol pierdut din Noul Testament. Odată, un concetățean bogat l-a dat în judecată pentru ceva de care nu se făcea vinovat. Dar bogătașul avea influență. Oamenii l-au întrebat: De ce nu-ți iei martori ca să faci ceva? El le răspundea doar atât: Nu pot, Dumnezeu nu mă lasă. Tot ce mă lasă să fac e să mă rog. Așa că s-a rugat până în ultima clipă. În ziua anterioară procesului, când toată lumea știa că un biet predicator nu are nicio șansă împotriva unui concetățean influent care îl dăduse în judecată, omul lui Dumnezeu l-a slujit pe Dumnezeu în rugăciune sfântă. Și ziua procesului a venit. Cu câteva ore înainte de proces, predicatorul a primit un telefon. Vă rugăm să veniți să vă rugați pentru un om grav bolnav. El a plecat în fugă și, ați ghicit, Bolnavul era chiar cel care îl dăduse în judecată. Predicatorul a îngenunchiat lângă pat și s-a rugat pentru vindecarea lui, iar omul a fost vindecat pe loc. Bogatul s-a ridicat, a anulat procesul și toți au zis ce a făcut Dumnezeu. Când omul se apără, nu se are decât pe sine în apărarea lui, dar omul care îi îngăduie lui Dumnezeu să îi fie apărare, are toate resursele cerului la dispoziție. Când un om face parte din acest cerc fermecat de Dumnezeu, el este și un om apărat de Dumnezeu. În 1 Corinteni 2 cu 7, Pavel spune Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Permiteți-mi să vă ilustrez acest lucru cu o mărturie pe care am auzit-o odată. Un frate bun pe nume Olson, om cu fără multă carte, dar om al lui Dumnezeu profund spiritual, și a spus mărturia. Pe când era tânăr predicator, avea o lucrare de slujire la radio în comunitatea locală. Într-o zi, a primit un telefon: Vreți să veniți, vă rog, în cutare și cutare loc, chiar lângă oraș, ca să vă întâlniți cu noi acolo? Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, și-a luat chitara și cărțile de cântări și s-a dus, împreună cu un prieten, acolo unde ar fi trebuit să fie întrunirea. Curtea era plină de mașini, iar casa plină de oameni. Oamenii stăteau jos și, când a intrat, l-au privit lung. Dar Dumnezeu îl trimisese, așa că a împărțit cărțile de cântări, și-a acordat chitara și a început să cânte. Apoi, și-a rugat prietenul să depună mărturie. După aceea, s-a lansat într-o vestire serioasă a Evangheliei. A făcut chemarea la altar și toți au îngenunchiat și au început să se roage, iar mulți dintre ei l-au găsit pe Hristos. După ce își adunase cărțile de cântări și pornise spre mașină, cineva a alergat la el și i-a spus, Frate Olson, vino înapoi și roagă pentru sora mea bolnavă. Fratele Olson a răspuns, Tu și sora ta sunteți mântuiți? Răspunsul fiind negativ, i-a zis: Veți fi mântuiți amândoi, înainte să mă rog pentru vindecarea ei. I-a condus la Hristos și, din câte știa, mulți din cei mântuiți în ziua aceea încă umblau cu Domnul ani mai târziu. După ce a plecat de acolo, el a descoperit că greșise adresa. Acolo era o reuniune de familie a clanului Nelson, și nimeni de acolo nu-l aștepta. Asta vreau să spun prin om învățat de Dumnezeu. Iată un om cu inima simplă, care nu ar fi putut deosebi rădăcina unui cuvânt grecesc de o rădăcină de ginseng, dar care deosebea vocea lui Dumnezeu când o auzea. Domnul a făcut ce a vrut cu un om care a fost destul de simplu pentru a-l asculta când îi vorbea inimii. Un om ascuns este un om învățat de Dumnezeu, fără îndoială deoarece este condus de un soi de instinct spiritual, dacă este un om al rugăciunii. Am citit nu de mult despre o cățea care trăise într-o familie, fiind iubită de toți, dar s-a întâmplat ceva și au vândut-o undeva la 5.000 de kilometri distanță, în cealaltă parte a continentului, și au uitat de ea. 21 de zile mai târziu a venit acasă șchiopătând cu lăbuțele sângerând. Era o epavă, numai piele și os. Dar a trecut pragul casei, s-a întins, s-a uitat în sus și a șcheunat. Ajunsese înapoi acasă. Cum a găsit drumul pe șoselele necunoscute lungi de mii de kilometri? Nimeni nu poate spune asta. În Rusia, când un om se rătăcește, nu încearcă să găsească drumul spre casă, ci doar vorbește calului, lasă frâul lejer și se ține bine ca să nu-l doboare furtuna, iar calul găsește drumul spre casă. Tot așa găsește rândunica drumul de întoarcere din Africa și nimeni nu știe cum. Există și un instinct spiritual care este la fel. Ești nedumerit, îți storci mintea, dar nu iese nimic, nicio idee. Ei o decizie și după câțiva ani se dovedește că a fost cea corectă. De ce ai făcut chiar ce trebuia? există o taină ascunsă, rânduită de dinainte de întemeierea lumii. Dumnezeu vorbește și o înțelepciune misterioasă se mișcă printre oameni. Iar Dumnezeu spune, dacă nu vă îndreptați, o să trâncăniți până o să muriți. Și dacă Domnul îi va lăsa pe unii dintre noi să trăiască ceva mai mult și să meargă mai departe, cred că va veni ziua în care vom lăsa baltă Hollywoodul și dispensaționalismul dur și ne vom întoarce la viața fermecată, la viața plină de Duh Sfânt, la viața binecuvântată de Dumnezeu. Un aspect important al acestui om al credinței este că e un om hrănit de Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Apocalipsa 2, versetul 17. Acest om hrănit de Dumnezeu este total dependent de Duhul Sfânt pentru hrană și putere. El se hrănește regulat cu mana ascunsă pe care i-o furnizează Dumnezeu. Vă amintiți de Elie, acolo lângă pârâu, unde corbii veneau zilnic ca să-l hrănească? Când pârâul a secat din pricina secetei, Dumnezeu l-a trimis la o văduvă care știa că nu au cu ce să se hrănească nici ea și nici fiul ei, ca să nu mai vorbim să-i hrănească pe alții. Cu toate acestea, ea a fost rânduită de Dumnezeu ca să-l hrănească pe omul lui, Ilie. Și noi avem nevoie astăzi de acea mană ascunsă, dacă vrem să avem puterea de a face ce dorește Dumnezeu. Dar acea mană ascunsă vine doar la cel care se află acolo unde îl vrea Dumnezeu. Dacă Ilie ar fi stat lângă pârâu, ar fi murit de foame, dar el a ascultat și s-a dus unde a vrut Dumnezeu să meargă și a fost un om hrănit de Dumnezeu. Omul credinței este un om tainic, care trăiește sub mâna lui Dumnezeu și duce o viață prea curată ca să fie analizată de firea pământească. Nici toți psihiatri și psihanaliștii din lume nu-l pot descifra sau înțelege pe acest om al credinței. Poate că înțeleg mintea și funcționarea ei, dar nu vor înțelege niciodată cum funcționează și se mișcă Duhul Lui, locuit de Duhul Sfânt, în această lume a noastră. Nu pot analiza omul credinței, fiindcă el trăiește într-o taină. Omul privilegiat de Dumnezeu umblă într-o taină, care e taină chiar și pentru el. Nu rațiunea este regele omului privilegiat de Dumnezeu. Adesea, omul credinței va fi condus să facă niște lucruri care, la suprafață, nu arată prea rezonabile, dar umblarea credinței ne poartă într-o aură de mister și de sfătare în prezența lui Dumnezeu. În Isaia 45 cu 3, Profetul scrie: Și-ți voi da tezaurele întunericului și bogățiile ascunse ale locurilor secrete. Ca să știi că eu, Domnul, care te chem pe nume, sunt Dumnezeul lui Israel. Dacă Shakespeare ar fi scris asta, el ar fi zis tezaurele luminii. Cine s-ar fi gândit la tezaurele întunericului? A fost nevoie ca Dumnezeu să se gândească la asta. Metodele prin care Dumnezeu îmbogățește pe cineva nu sunt metodele omului, cu siguranță. Dumnezeu spune, te voi îmbogăți prin întuneric și chiar prin necazurile pe care le întâlnești. Cu siguranță Dumnezeu nu înțelege prin binecuvântare ce înțelegem noi. Cu siguranță, metodele lui de a aduce binecuvântări asupra capului nostru nu sunt metodele pe care le-am alege noi. Dumnezeu își ascunde adesea binecuvântarea în necaz sau încercare și de aceea ea este și mai plăcută când ajunge la noi. Cei trei tineri evrei, Shadrach, Meșac și Abednego, nu s-au gândit niciodată că în cuptorul lui Nebucadnețar vor găsi binecuvântarea lui Dumnezeu. Daniel a găsit binecuvântarea lui Dumnezeu în groapa cu lei. Fiecare bărbat, fiecare femeie a credinței, despre care citiți în scripturi, a găsit binecuvântarea lui Dumnezeu în încercările și problemele vieții. Acești bărbați și femei ai credinței nu erau nici de cum perfecți, ei nici nu căutau să fie perfecți, ci să fie ascultători. Prin vehiculul ascultării, bărbatul sau femeia credinței vor fi conduși în acel loc misterios și minunat numit binecuvântarea lui Dumnezeu